Astăzi fratele vostru Gianni vă învață cum să mâncați mici, care eu nu cred că știți prea bine cum ar veni. Deci ăștia care mănâncă mici cu scobitoarea, ăștia aici e mai fraier. Dacă mănânci mic cu scobitoarea, mă scuze, se aduce, nu mai are niciun gust. Că toate alea de mic se aduce în scobitoare. Știi ce zic? Nu mă, micul să mănâncă cu mâna, mă, că de-aia n-a dat Dumnezeu mâini. Să mâncăm mici. Deci, pasul 1. Se ia micul cu două degete sau cu trei, mă rog, aici nu sunt reguli, că aia e, fiecare face cum vrea. Dar mâna aia la altă trebuie neapărat să fie o felie de pâine. Care, mă rog, noi nu avem, că cineva, nu-ți dau nume, ăsta care filmează Dorel, n-a luat pâine. Mm. Dar, mă rog, în fine, aia e, o lăsăm așa. Deci, se ia frumos micul cu două degete, trei, cum am zis, se lasă capul în spate, așa, bărbia sus, de ce? Ca să intre pe direct. Gat! Nu mai ai nimic! Nici aici, nici aici. Bă, n-are rost să mănânc micul din două, mă, decât dacă e mare. Dar dacă e mare, nu e mic. De ce zic? V-ați prins? Am făcut și eu un spirit de glumă așa ca să mai uit că a uitat ăsta să ia pâine. Mă rog. În fine. Deci, de ce nu să mănâncă micul cu scobitoarea? Că aici e secretul. Aici e mare șmecherie și vă zic imediat de ce. Ia uitați-vă aici. Ia uite, pe degetele astea e cel mai bun din mic, mă. E partea cea mai bună. Înțelegi? Siropul. Siropul, mă, asta e ce mai bine. Păi ca să te ștești pe haină zalea. Nu, tată, faci așa. Și după aia... Vezi, în ce să nu te neci. Nu mai am, gata. Stop! Băi, Dorele, mie îmi faci condiții aici, că altfel nu pot să filmez. Stai, mă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu vezi că stă ăla acolo în spate și comentează? Nu zicea, mă, că nu zice nimic. Bă, Bobiță, n-ai zis, mă, că nu zici nimic, mă, nu te-a rugat eu frumos? Uite, mă, râd, asta mai nervează și băi tare, mă. De ce ai râs, mă, ce ești? Mai bun ca mine sau care-i treaba, a? Mai bun ca tine. Bă, Panarama, tu crezi că nu mi-am dat seama ce vrei să faci aici, mă, bagabontule, care ești tu, bagabont? Ce? Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!